Comisia Centrală a concursului nu a stabilit încă un clasament, însă din notele afișate la vizierul Liceului Tehnologic Voievodul Gelu din Zalău, unde s-a desfășurat concursul, rezultă că ediția din acest an a fost dominată de lotul reprezentativ al județului Constanța. Astfel, Gheorghe Dobrin, elev în clasa 9 la Colegiul Național Mircea cel Bătrân din Constanța, a avut cel mai mare punctaj din țară, nu doar la clasa lui, ci dintre toți cei 101 candidați, elevi din clasele a 7-a, a 8-a și a 9-a. George a obținut 98 de puncte la proba teoretică și 95 de puncte la proba practică. Și la clasa 8-a, cel mai mare punctaj a fost obținut tot de un elev din Constanța. Este vorba despre Paul Haidu Geria, elev în clasa 8-a la același colegiu Mircea cel Bătrân. Punctajul său, 89 de puncte la proba practică și 92 la cea teoretică. Supremația constanțenilor a fost întreruptă doar la clasa 7-a, unde cel mai mare punctaj, 69 de puncte la practică și 89 la teorie, a fost obținut de Tudor Cosma de la Colegiul Național Emil Racoviță din Iași. Miza concursului de la Zalău este clasarea în primele 15 locuri pe țară, care aduc calificarea în lotul lărgit al României pentru participarea la Olimpiada Internațională Științe pentru Juniori. Cei 15 vor participa ulterior la un concurs de baraj, în urma căruia cei mai buni 6 olimpici vor reprezenta țara la competiția internațională. Festivitatea de premieră a etapei naționale va avea loc mâine, de la ora 10, în sala de ședință a Consiliului Județean. Până atunci, concurenții și profesorii însoțitori se relaxează vizitând complexul arheologic Purolisum de la Moigrad și grădina botanică Vasile Fati din Jibou.